Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Rac, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna noiembrie 2021, când vine vorba de toate energiile care vă înconjoară, vă influențează. Și o să începem, bineînțeles, cu tarotul egiptean, să vedem care este arcana care urmează să vă reprezinte în această lună noiembrie. Și haideți să vedem despre ce este vorba, dragii mei răcușori. Ia să vedem. Și avem The Magician, avem arcana Magicianului. A venit Magicianul. Vine Magicianul peste voi, dragii mei, sau voi intrați în această energie a Magicianului. Această energie de forță, aș spune eu, de creație, de manifestare. Așa că mare atenție, mare, aș spune eu, la, la ceea ce gândiți și la ceea ce simțiți, mai ales în această lună, pentru că această energie a Magicianului vine și amplifică puterea de manifestare. Așa că ar fi indicat să trăiți și să fiți cât mai prezenți, să fiți cât mai conectați la voi, la momentul prezent și la ceea ce simțiți, la ceea ce este în interiorul vostru. Și în momentul în care observați că ceea ce emiteți, ceea ce simțiți nu este conform cu ceea ce ați dori să manifestați în viața voastră, schimbați, schimbați, schimbați. Doar așa se pot face lucrurile. Bun, dragii mei magicieni, mergem mai departe să vedem care este semnătura energetică și o să ajungem și la... Da, mi s-a atras atenția că am sărit peste aia cu amorul, cu sectorul iubirii, dar ajungem imediat. Haideți să vedem care este semnătura energetică a lunii noiembrie pentru voi. Să vedem despre ce este vorba, dar nu jumătate de pas. Ați văzut ce repede și cât de mult manifestați, n-a poftim semn aici. Cât de multe se manifestă în această lună, dar este, ia câte două, da? Este bine să fiți conștienți de ceea ce manifestați, incredibil. Incredibil și foarte, foarte frumos, sunt două semnături energetice, prima este changes, schimbările, este un fel de roata norocului, da? Ceva se schimbă, se transformă în realitatea voastră, pentru că faceți acest lucru, manifestați aceste schimbări în viața voastră. Și a doua carte este numărul 22, transformation, este transformarea, ieșirea unora dintre voi din acest cocon, gata, gata să vă luați zborul, aș spune eu. Wow, ce lună frumoasă și ce lună importantă, aș spune eu, pentru voi, dragii mei raci. Și mergem acum și pe sectorul iubirii, ca să nu mai ții pe gașca mea că, uite, nu le iau eu în ordine, dar eu le iau în ce ordine vreau. Și haideți să vedem și pe sectorul iubirii, care este energia care vrea să guverneze o lună extrem de importantă. Haideți să vedem, haideți să vedem ce energie vrea să guverneze pe sectorul iubirii în luna noiembrie. La. Și avem arcana cu numărul 11, ar fi Justice, Justiția, nu știu dacă se vede până la voi, sper că se vede, se numește pasiune pură, elevată, da? Acea pasiune dusă în planuri cumva superioare. Așa că, dragii mei, veți fi conștienți sau ar fi bine să fiți conștienți și de partea aceasta pasională, erotică a vieții voastre și să nu faceți, să nu împrăștiați energia voastră aiurea, pentru că este o energie extrem de puternică și extrem de importantă și o puteți folosi pentru a manifesta lucrurile pe care le doriți în viața voastră. Așa că inclusiv pe partea aceasta ar fi foarte indicat să fiți cât mai conștienți de voi, de corpul vostru și de energiile care circulă pe acolo și prin afara voastră. Și mergem mai departe să vedem care sunt mesajele din partea Doamnei Lună pentru voi, dragii mei raci. Ia să vedem cu ce mesaje vine Doamna Lună pentru voi în luna noiembrie. Și avem luna plină în leu și îți spune don't let pride get in your way, nu lăsa mândria să îți stea în cale. Nu te crede tu l'ombelico del mondo, pentru că s-ar putea să ți se demonstreze că nu ești, că nu se învârte lumea în jurul tău. Asta este, s-ar putea, dacă ai senzația asta, s-ar putea să ai lipsă de calciu. Bun, nu lăsa mândria să-ți stea în cale, vanitate și tot felul de chestii de genul acesta. Mare atenție, mare cum jucați, pentru că sunteți în plin proces de manifestare și este o manifestare de-asta, vreau să zic subită, foarte rapidă, haideți să zicem așa. Bun, și avem încă o lună plină de data aceasta în Taur și îți spune în felul următor, your dreams need a practical plan. E, ia că-te, dragii mei...
visurile voastre, dorințele voastre au nevoie și de un plan practic. Că dacă tu te urci pe un norișor roz acolo și spui lasă-mă că eu sunt guru muru și fac și așa mai departe, dar nu te miști de acolo nici dacă te pișcă cineva cu ceară, n-ai să realizezi nimic. Da? E nevoie să cobori în 3D și să faci lucrurile să se întâmple. Și haideți să vedem ce altceva vă mai spune. Oricum ne spune foarte clar dacă posibil, da, în niște capitole din viața voastră să se schimbe, să se schimbe, vezi? Să se închidă, pentru că vedem acea schimbare și două faze de lună plină. Bun, și îți spune, ești foarte aproape să îți îndeplinești un vis, un obiectiv, un ideal, dar este ceva legat de mândrie, probabil, care s-ar putea să fie un obstacol acolo și nu lăsa lucrurile acestea să te împiedice să ajungi la ce dorești cu adevărat. Și avem și noile începuturi despre care vorbeam, este luna nouă în Capricorn și îți spune, your hard work is paying off, iată-te munca pe care ai depus-o până acum. Că este în plan fizic, că este în plan energetic, va fi răsplătită, că tot a ieșit Saturn din retrograd, ne mai lasă puțin să respirăm. Și mergem mai departe să vedem tot pe calea astrelor ce alte mesaje vor să vină către voi, dragii mei, răcușori, ok. Și avem eclipsa în Berbec, primul mesaj, și vorbește despre colaborare. Vorbește despre noi oportunități, noi șanse de a colabora cu anumite persoane. Și bineînțeles că ceea ce faceți voi ar fi indicat, da, să ajungă cumva și la alții, să ajute la, nu știu, îmbunătățirea sau îmbogățirea și altor oameni, măcar așa cât de puțin pe aici, pe acolo. Dar se arată la orizont aceste noi colaborări sau ce se mai arată aici este o schimbare, poate în felul în care colaborați cu alte persoane sau poate se schimbă ceva în dinamica grupului în care voi sunteți implicați și colaborați în momentul de față, pentru că și foarte bine eclipsa vorbește despre schimbări profunde. Și avem și soarele leu pentru voi și vorbește despre o lună în care vă veți bucura, aveți motive de sărbătoare, aveți motive de bucurie, poate pentru că apar noi colaborări sau ceva se schimbă acolo sau uite, munca voastră este acum răsplătită și vedem a time of celebration and success, apare succesul și sărbătorire, foarte bine să apară, da. Da, 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 și avem și soarele în Taur care vorbește despre acel boost, că iar n-am găsit, măi, salt, creștere, înflorire, hai să-i spunem așa, pe sectorul finanțelor. Aici ceva se întâmplă și arată extraordinar de bine, s-ar putea să fie o creștere în urma unor colaborări, no, cine știe, sau poate că deja colaborați cu cineva și acum proiectele voastre, ideile voastre și așa mai departe, uite că sunt văzute și sunt apreciate de cei din jurul vostru și apare și partea financiară, partea materială. Și haideți să mai vedem încă un mesaj. Păi nu se putea, bani, bani, sărbătoare, sărbătoare, dar haideți să fie și cu iubire, dragii mei. Și avem soarele în balanță și vorbește despre armonie. Despre faptul că în această lună, dacă nu o faceți deja, ar fi bine să trăiți cât mai mult, așa cum am spus, în prezent și conștienți de propriile gânduri și emoții, sentimente, dar să trăiți și cât mai mult în fericire, în armonie, în bucurie, în iubire și să simțiți această conexiune a voastră cu voi și a voastră cu tot ce este în jurul vostru. Dragii mei, magicieni, chiar veți fi niște magicieni în această lună. Sunteți magicieni oricum, dar în această lună, repet, energiile vin și vă arată poate mai mult decât oricând această forță interioară. Aveți grijă cum o folosiți. Și mergem mai departe să vedem și domnul Osho cu ce mesaje vine către voi. Yes, this is for Cancer. Ia să vedem intensity. Iată-te intensitatea, lucrurile capătă viteză și ieșiți. Unii dintre voi din această zonă mai întunecată în care probabil ați stat până acum și probabil a fost chestia asta și cu Saturn retrograd și multe lecții învățate, chestii karmice și acum ieșiți la suprafață și mergeți cu viteză, da? Vine spiritul și spune către succes, către soare, către lucruri foarte, foarte frumoase. Dar numai să nu vă sperie, oh my God, să nu vă sperie această viteză și ia câtă abundența, cartea abundenței, către asta vă îndreptați, dragii mei, raci, în această lună noiembrie, o chestie foarte, foarte frumoasă. E, și ia câtă vine și Marea Preoteasă și îți spune, vocea interioară se numește, ascultă-ți intuiția, magicianule, ascultă vocea interioară și vei ajunge la această abundență, vei ajunge la această sărbătorire.
și vei ajunge să împărtășești, da, din darurile tale și din cine ești tu cu lumea întreagă. Iar asta, fără doar și poate, îți va aduce abundența, fericirea și echilibrul de care ai nevoie. Și să mergem și mai departe și să vedem, oh my God, da, ia, ce spuneam? Și avem, haide să luăm așa, renunțarea, da, ia că renunțarea la fantomele trecutului, cum spun eu, dar unii dintre voi, este patru de cupe, unii dintre voi parcă ați fost sau sunteți pe cale de a renunța la un vis, de a renunța la o chestie, mă, da, uite, am încercat și am și făcut aia și am și meditații și ritualul și de-aia și de-aia și noi ieșim, noi ieșim, noi ieșim. Și spune exact când ești pe punctul de a pune și ultima cupă jos așa de nu mai pot de dezamăgire și plictiseală și așa mai departe, bang, bang, se schimbă, se transformă ceva în realitatea ta și îți aduce aceste oportunități de a-ți îndeplini visul, îți spune, ești foarte aproape, da, nu renunța. Și iată, împărtășirea se numește, nu este aia de la biserică, este cornucopia, este cornul abundenței din care tu să împărtășești și altora și cu cât împărtășești cu ceilalți, cu cât împarți cu ceilalți, cu atât această abundență se revarsă mai mult și mai mult în viața ta. Fii conștient de aceste lucruri în luna noiembrie. Și haideți să vedem și Cupid cu ce mesaje vrea să vină către tine. Yes, this is for Cancer, what do they know for the highest good? Ia să vedem că avem niște cărți interesante și iată, avem cartea închisorii și cartea gândurilor și să vedem exact, exact despre ce este vorba. Do you say something more about this? Cartea persoanei false. Deja devine interesant, se pare, dragii mei, că universul acesta, bad health, sănătate șubredă, se pare că universul vă îndepărtează. Fie că vă dați seama sau nu, vă îndepărtează, poftim orizonturi îndepărtate, da? De persoane false, de persoane care sunt ca o boală în jurul vostru, sunt ca o ciumă, molimă, nici nu știu cum să-i spun în jurul vostru. Persoane care fie v-au ținut până acum încarcerați într-un fel sau altul, dar sunt persoane cu o mentalitate sick, bolnavă. Asta este energia care vine către mine și e cineva care se gândește la voi constant, dar este o persoană nici nu știu cum să mă exprim, toxică, 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 toxică. Ce vedem aici este faptul și mă bucur enorm, vedem această desprindere a ancorei, da? Pentru unii dintre voi, când vine vorba despre această persoană, da, plecați sau universul într-un fel sau altul vă scoate de acolo, vă scoate din această zonă de lângă această persoană care este absolut toxică și falsă peste măsură și iată unde vă duce, mama m-a luat și cu amețel, deci este o energie extrem de puternică din partea acestei persoane. Ok, da, și iată unde vă duce sudden wealth, îmbogățire rapidă și norocul cure, great fortune, da, cele două cărți. În momentul în care veți rupe legăturile cu această persoană, poate unii dintre voi chiar sunteți sau ați fost căsătoriți cu această persoană, este o energie extrem de toxică. În momentul în care veți avea poate curajul să închideți ușa aici și să vă îndepărtați sau poate universul vă ajută să faceți lucrul acesta prin noi colaborări sau cine știe ce oportunități vă oferă acolo, rupeți ușa și plecați pentru că energia de aici, oh, Doamne, nu știu dacă se simte până la voi, dar... No, 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 no. Important este că vi se dă șansa să plecați de acolo și să mergeți și mergeți către abundență, mergeți către succes. Oh my God, da, poftim, da, cartea căsătoriei și v-am spus unii dintre voi, chiar ați fost sau sunteți căsătoriți cu această persoană, cartea hoțului, cartea persoanei oficiale, da, cartea sărăciei și cartea sicriului. Ne vedem clar că se termină, dacă nu s-a terminat ceva, dar acum poate se rupe total o legătură cu o persoană extrem de toxică, o persoană cu probleme la cabeza, for sure. Asta este sigur, ok, nici nu vreau să mai stau în energia asta. Mergem mai departe și să vedem, dragii mei, să vedem cu tarotul. Mergem înainte cu tarotul. Și la rădăcina primului pachet de tarot, 9 de săbi, suffering in silence, suferința în tăcere. Unii dintre voi cred că ați fost, și nu vreau să spun victime, pentru că oricum ați creat această experiență și această persoană în viața voastră, oricât de greu ar fi de acceptat lucrul acesta, o lecție importantă ați avut de învățat și se pare că unii dintre voi ați învățat această lecție importantă și mă arată acea lună nouă în Capricorn, vă rupeți, vă detașați de ceva extrem de toxic din viața voastră care v-a ținut cumva prizonier metaforic vorbind, da? Și iată acest stres, această suferință de care ați avut parte, dar vedem că soarele răsare
și vedem că vă detașați de acel loc, de acea energie, de acea situație și bine faceți. Yes, Spirit, this is for Cancer, what is it, for November. Bun, și începem cu împărăteasa Fertility. Iată că poate vorbi și despre colaborări, poate vorbi și despre noi lucruri cărora voi le dați naștere. Bineînțeles că poate vorbi și despre bebe pentru cei sau cele care își doresc lucrul acesta. Și mergem mai departe, intrați într-o perioadă fertilă în viața voastră, împăratul și împărăteasa. Deja vorbim despre un cuplu căsătorit sau cine știe care a fost cândva căsătorit. Iată-te shadow, iată-te umbrele, dragii mei. What is going on? Ce Dumnezeu se întâmplă aici? Pentru că deja devine foarte interesantă citirea voastră. Atenție, unii dintre voi, nu știu, care aveți probleme cu fostul, fosta și așa mai departe, mare atenție mare, pentru că s-ar putea să facă ceva mișelește pe acolo. Sunt niște lucruri ascunse și cartea lunii, persoana falsă, hoțul și tot ce ați văzut acolo, dar și cu persoana oficială, dacă sunteți în proces de divorț sau cine știe ce alte nebunii, aveți mare grijă mare, da? Bine, oricum aveți de câștig de cauză, vedem clar, dar fiți puțin mai atenți pentru că e cineva extrem de toxic în jurul vostru cu care voi aveți legătură, da? Într-un fel sau altul. Poate să fie soț, poate să fie șef, dar împăratul și împărăteasa până la urmă formează un cuplu. Și haideți să vedem un lucru de niciun. Sunt lucruri ascunse și sunt lucruri urâte ascunse acolo care probabil vor ieși la suprafață. Și vedem și șaptele de monede care vorbește despre răbdare și planificare, dar nu te grăbi. Nu dărâma poarta, nu dărâma gardul, planifică ceea ce ai de făcut și mergi mai departe. Cât de frumos în centrul citirii voastre este cartea nebunului, da? Și se numește New Beginnings, noile începuturi. Și sunt noi începuturi extrem, extrem de frumoase după ce vă rupeți unii dintre voi de această energie toxică pe care am văzut-o în jurul vostru. Anything does anything, obvious spirit. Da, victory and success, victorie și succes, dragii mei. Așa că, repet, dacă sunteți într-un litigiu, dacă sunteți într-o situație de genul acesta, nu vă stresați, nu vă faceți probleme, da, fiți precauți, nu dați apă la moară, nu vă jucați cu nebunul că n-aveți de câștigat, da? Aveți câștig de cauza asta, vreau să zic, vin vești bune către voi, vești pe care probabil le așteptați, care vă ajută să vă îndepărtați de această energie. Da? Și iată, avem așa cartea sacrificiului, este cartea spânzuratului și spune la fel și ea. Fă-ți planul, adică fă-ți planuri, da? Planifică ce ai de făcut acolo, pune-le pe hârtie sau mă rog cum îți planifici tu, nu contează, și nu te grăbi, pas cu pas, nu te grăbi, nu acționa din nervi, mi se spune, nu acționa din impuls, pentru că împăratul ăsta este puțin dus hâți pe câmpii și s-ar putea să greșești, să faci un pas greșit. Fii precaut acum, fii cu adevărat acel magician care își cunoaște foarte bine puterea, da? Folosește-o în mod constructiv și folosește-o conștient. Și vedem că unii dintre voi o să ieșiți din această zonă de, probabil, sacrificiu, zonă de închidere pe care o vedem aici. Firm Foundation 4 de bâte, da? Unii dintre voi chiar ați fost sau sunteți căsătoriți cu această persoană sau într-o relație de lungă durată. 4 de bâte ne mai spune în felul următor că veți avea ceva de sărbătorit, da? Un eveniment important sau o achiziție importantă sau o reușită importantă o veți avea de sărbătorit în această lună și am văzut, este doar o confirmare a ceea ce mi s-a spus mai devreme și iată 2. Ia să vedem, dragii mei, exact. Și iată, stand your ground, rămâi ferm pe poziție, este șaptele de bâte, da? Rămâneți ferm pe poziție, urmează niște schimbări importante, majore în luna noiembrie. Pentru unii dintre voi, voi schimbări care vă scot dintr-o zonă toxică și spune, rămâi ferm pe poziție, nu te lăsa impresionat de toate nebuniile acestei persoane false, că s-ar putea să facă, nu știu, ca toți dracii, dar vorba aia, nu te lăsa impresionat, rămâi ferm pe poziție, vei avea de câștigat. Poftim, da, și spiritual strength, ești susținut din plan spiritual, ești susținut și vine această victorie către tine. Trebuie doar să nu lași fricile să te doboare. Și să mergem mai departe, să vedem la al doilea pachet de tarot, doiul de monede. Unii dintre voi s-ar putea să aveți de ales poate între două joburi sau două poziții la job și așa mai departe sau două parteneriate, cine știe. La fel de bine doiul de monede întotdeauna formează acel semn infinit și ne arată faptul că ne arată această schimbare a ciclurilor în viața voastră și o vedem. Why is the Empress here? Why is the Empress? Hai să vedem mai departe, da, ia câte șasele de monede.
Și șasele de monede este peste cartea împărătesei, da, creați ceva nou, ceva ce aduce abundență în viața voastră. Un alt mesaj este pentru unii dintre voi care sunteți în litigii, procese și alte nebunii, da, cu partenerul de viață, există câștig de cauză și există aici împărțire, ceva de bunuri, bani și așa mai departe, dar este în favoarea voastră, așa că nu vă bateți capul, nu vă spuneți voi că mama am să pierd, nu știu ce, n-ai să pierzi nimic, stai liniștit, s-ar putea să câștigi mai mult decât ai fi crezut. Așa că chill, relaxează-te. Și haideți să vedem why is the emperor here. Ia să vedem despre ce este vorba, da, și ia că te vedem doiul de bâte, carte de decizii peste cartea împăratului. Aici clar este de luat o decizie din punctul vostru, din perspectiva voastră, poate de a sta sau a nu mai sta lângă această persoană, că este soț, că este partener de afaceri, că este partener de ce-o fi, da? Este nevoie de luat o decizie și de a-ți spune ascultă vocea interioară pentru că ea știe cel mai bine ce ai de făcut. Haideți să vedem why is shadow here, why is the moon. Interesant, interesant, interesant. Și avem 9 de cupe, cartea dorințelor împlinite. Și haideți să vedem why is the 9 of cups. Da, da. Și îți spune în felul următor, nu lăsa fricile să te copleșească, du-te și fă ceea ce te pasionează, du-te cu iubire înainte, du-te cu iubire și tupeu, aș spune eu, înainte și vei ajunge să-ți îndeplinești aceste dorințe. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie ceva ce are legătură cu pasiunea copilului interior, ceva ce vă place sau și vă plăcea poate și când erați copii să faceți lucrul acesta. Iar că spiritul te îndeamnă să mergi într-acolo și vei ajunge la abundență. Este acea chemare a sufletului tău. Why is seven of pentacles here? Și mergem mai departe și ia că asul de bâte. Asul de bâte vorbește despre noi începuturi pline de pasiune. Da, și îți spune, du-te, da, du-te cu entuziasm, du-te cu curaj, du-te cu pasiune, cu iubire, cu ce vrei tu, dar nu te duce ca nu știu ce în gard, da? Planifică-ți înainte, du-te și cu mintea rațională după tine, dar nu lua fricile din cutia cu maimuțe să ne înțelegem. Și haideți să vedem why is the fool here. Why is the fool? Ia să vedem, four of pentacles, 4 de monede, vorbește despre stabilitate materială aici, acolo, spre aia vă îndreptați, dragii mei, și vorbim, cred că mai mult de stabilitate materială, vorbim de această abundență pe care am văzut-o și mai devreme, poftim și cartea stelei. Dacă pentru voi, pentru unii dintre voi este foarte importantă această stabilitate materială, să fie, nu știu, să aveți ceva al vostru și să poate să nu mai depindeți, că poate unii dintre voi ați depins de această persoană, lucrul ăsta se întâmplă și se întâmplă într-un mare, mare fel. Important este să nu vă lăsați copleșiți de, cine știe, comportamentul acestei persoane, cuvinte și mai departe. Why is the six of wands? Iacă-te, da, poftim. 8-ul de cupe, detașarea emoțională și vedem clar că vă detașați emoțional și poate chiar și fizic de această energie negativă și vi se dă cumva ocazia să faceți acest lucru, poate prin această veste, cine știe, pe care o veți primi. Foarte, foarte, foarte frumos. Mergeți mai departe și mergeți către fericire, mergeți către abundență. And why is the handmaid here? Why is sacrifice here? Ok, și vedem pajul de cupe, poate să fie și vorba despre o nouă iubire care vine către voi, o nouă propunere, avem și asul de bâte deasupra. La fel de bine poate să fie vorba despre niște scuze și despre niște explicații, da, care vor să vină către voi, cine știe, probabil din partea acestei persoane, să încerce să vă întoarcă, nu știu, cumva din drum. Alegerea evident va aparține. And why is the four of wands here? Ia să vedem mai departe, the high priestess, din nou marea preoteasă, și este peste 4 de bâte și spune atâta timp cât îți vei asculta intuiția, atâta timp cât îți vei asculta vocea interioară, n-ai cum să dai greș. Sub nicio formă n-ai cum să dai greș și vei avea momente de sărbătorire, ocazii și motive de sărbătorire dacă îți vei asculta instinctul și vocea interioară. Și haideți să vedem mai seven of wands and nine of wands here. Spiritul știe foarte clar că ai obosit, iată-te și regina de cupe, ascultă-ți inima, ascultă-ți sufletul, ascultă-ți vocea interioară. Spiritul știe că ai obosit și că s-ar putea pentru unii dintre voi această situație să vă fi drenat de energie, dar spune hai că mai poți, mai este foarte, foarte, foarte puțin și vedem această schimbare în această lună noiembrie. Nu renunța și vedem și regina de monede. Bun, pentru unii dintre voi, ceea ce este ascuns acolo în umbră, lumina lunii, s-ar putea să fie o a cincea roată la căruță,
și să vedeți lucrul acesta, să înțelegeți niște treburi și să hotărâți să vă detașați de această persoană, de această energie, de această conjunctură. S-ar putea să fie prea multe persoane, aglomerație într-o relație, înțelegeți ce vreau să zic. Bun, nu e pentru toată lumea, să ne înțelegem. Și haideți să vedem mai departe din amorul ghebos cu ce mesaje vor să vină către voi pentru luna noiembrie. Exact, decepția. Cineva poartă o mască falsă în această relație și vă veți da seama de lucrul acesta și veți hotărâ să vă deplasați mai departe și separarea se arată, separare, despărțire pentru unii dintre voi la orizont. Poate să fie definitivă, poate să fie temporară. Și vedem past life relationships. Posibil la unii dintre voi să mai fi fost cu această persoană în altă viață și să fie o relație karmică între voi. Meriți să fii iubit, you deserve love. Vine spiritul și îți spune, dacă nu ești iubit, dacă nu ești respectat, dacă ești călcat în picioare, așa cum vedem aici cu tot felul de minciuni și tot felul de chestii, du-te, tată, da? Meriți să fii iubit, respectă-te dacă vrei respect, iubește-te dacă vrei să fii iubit. Și hai să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să vină către voi, dragii mei rătușori. Surprize, surprize, aș zice eu. Bun, pe parte de bani și de finanțe și cariere, lucrurile stau extraordinar de bine. Vedem și această doamnă, da, care ține moneda în mână, poate să fie cineva în zodie de pământ, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de pământ, no, cine știe, sau cineva care vine și vă ajută în momente în care probabil aveți nevoie sau poate fi o persoană cu care urmează să colaborați. Și vedem și cartea Lumii, că iar vreau să zic Lunii, cartea Lumii, care vorbește despre comunicare online. Cred că unii dintre voi veți face poate colaborare sau poate business-ul vostru sau cine știe afacerea voastră online și chestia asta o să vă ducă, da, la abundența pe care am văzut-o mai devreme. Da? Și se deschide și poarta către iubire. Unii dintre voi plecați dintr-o relație toxică, urâtă și unde sunt mai multe persoane decât prevede legea și vi se dă ocazia să întâlniți o persoană potrivită pentru voi. Și ia câte și schimbări pe parte financiară și am văzut că unii dintre voi s-ar putea să vă faceți probleme că o să rămâneți cu cămara goală, doar că ne spune clar, este vorba doar despre o transformare, avem numărul 13 și dacă se vede până la voi la cartea morții și a transformării, acolo ceva se transformă și dacă îți asculți intuiția, se transformă în super bine pentru că vedem abundența vine către voi. Și mergem mai departe să vedem și de aici despre one of the things that I can't serious. Iată vine și energia feminină care vorbește despre receptivitate, despre a primi. Primește tot ceea ce vrea să vină către tine, dar ai grijă ce manifesti, ce atragi către tine. Și vedem no place like home, nicăieri nu este ca acasă. E posibil să apară, da, un nou partener potrivit pentru voi care să vă dea acel sentiment de siguranță, acel sentiment de acasă, de apartenență. Foarte, foarte frumos. Hai să vedem mai departe what else that we need to know. Da, 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 truth be told, adevărul va ieși la suprafață, niște măști vor pica și veți vedea probabil anumite persoane sau o anumită persoană exact așa cum este. Și atunci ce este de făcut? Îți vă spun eu ce este de făcut. Să adoptați acea atitudine de acceptare. Este ceea ce este. Și ce vedem, construiți chestii solide pentru viitor. Repet, pe parte de carieră, pe parte de finanțe, lucrurile arată foarte, foarte bine. Vă puteți construi un viitor foarte, foarte frumos și foarte solid. Pe partea asta cu iubirea, dacă nu vă lăsați, cum să zic eu, impresionați de ce se întâmplă acolo și este ceea ce este, este încă o lecție. Mulțumesc Universului că mi-a arătat ceea ce am lângă mine și nu m-a lăsat poate să merg, să avansez în toată povestea asta, că probabil aș fi pierdut mai mult timp sau aș fi făcut nu știu ce alte nebunii. Bun, hai să vedem mai departe what else they need to know, the spirit. Going forward, exact, mergi mai departe. Chiar dacă nu vezi foarte clar unde, chiar dacă probabil ți este teamă, mergi mai departe. Nu sta într-o situație care nu e benefică pentru tine, doar așa de dragul de a sta acolo sau din chestii de nu vreau să fiu singur și alte nebunii. Focus, rămâi concentrat pe ceea ce îți dorești cu adevărat pentru că îți spune clar. Și ți-a spus de la început, ești foarte aproape de a-ți îndeplini o dorință, ești foarte aproape de a-ți îndeplini un obiectiv. Rămâi concentrat indiferent de vreme, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Da, iată, se deschide acest portal, aceste ocazii, da, vin către tine și îți spune,
rămâi puțin pe loc, nu te arunca în dărâma poarta, exact ce am spus mai devreme, da? Se deschid aceste porți în fața ta în luna noiembrie, aceste ocazii vin către tine, dar important este să rămâi concentrat, să știi foarte clar ce vrei, să știi foarte clar încotro te îndrepți și să ai planul cu tine, rațiunea cu tine și vocea interioară cu tine. Dar rămâi calm, pune câte un pas unul în fața celuilalt și mergi mai departe fără să te lași deranjat de ce se întâmplă în jurul tău. Și să mergem noi și mai departe și să vedem de aici ce arhanghel vrea să fie alături de voi în această lună. Și este Metatron. Iată, vine arhanghelul Metatron alături de voi și vă spune așa. Geniul dumnezeiesc, na, numărul 43 poate important pentru voi. Manifest geniul divin în lume, îți ofer accesul la înțelepciunea divină și la tot puternicia dumnezeiască. Locul meu este lângă tronul gloriei dumnezeiești, mediez toate rugăciunile tale în fața lui Dumnezeu. Și lucrează tu cu Metatron, așa, colaborează cu el, vezi ce mediază el, vezi ce mediezi tu, vezi ce faceți, colaborați acolo împreună ca lucrurile să iasă foarte, foarte bine. Și haideți să vedem și mesaje din partea îngerilor pentru voi, dragii mei, rătușori, interesant. Da, Grace și Antoinette vin și vă spun așa, pentru a vindeca relația, pentru a vindeca situația în care vă veți afla, un alt lucru interesant pe care îl puteți face este să priviți punctul de vedere a celorlalte persoane cu compasiune. Că lumea își dă cu părerea, foarte multă lume este părerolog, cred că așa se spune, da? Și nu pune la suflet, este fix părerea lor, este fix punctul lor de vedere. Și vine și Azur și îți spune în felul următor. Ceea ce îți dorești vine către tine în viitorul apropiat. Ai răbdare și încredere și nu încerca să forțezi lucrurile să se întâmple. Răbdare, răbdare, cu răbdarea treci în marea. Și mai avem și Serena, care este îngerul abundenței și spune că vei primi banii necesari pentru absolut tot ce ai nevoie exact atunci când ai nevoie. Și cum vei primi tu banii ăștia nu este problema ta, este problema universului. Și haideți să vedem și de aici niște mesaje, dragii mei, răcușori. Ca să vezi. Darkness. Întuneric. Că din întuneric vor ieși niște lucruri la lumină și este spre binele vostru suprem și sper să aveți înțelepciunea necesară să vedeți lucrul ăsta. Teamă. Poftim. Poftim. Teamă. Teamă. Nu trebuie să fie teamă că nu ai de ce. Vedem cât de frumos arată lucrurile. Și pace interioară. Uite caruselul vostru luna noiembrie s-ar putea să treceți. Uite așa, da? Caroata, schimbarea pe care am văzut-o. De la întuneric teamă la pace interioară. Și haideți să vedem și de aici niște zdrângănele, trâncănele, fix două. Fix două și iată, avem o bufniță, sper că se vede până la voi. Și ea întotdeauna vorbește despre înțelepciune, da? Vorbește despre vocea interioară. Ascultă-ți intuiția, ascultă înțelepciunea și vocea interioară și vei avea numai de câștigat. Și ce mai vedem aici este o cheiță cu o urechi de Mickey Mouse, cred că e. Da? Așa că, nu știu, pentru acei dintre voi care își doresc bebe, se pare că se găsește soluția pentru lucrul acesta. Pentru alții dintre voi, vine cineva în viața voastră, posibil ceva mai tânăr decât voi, nu obligatoriu, sau cineva care are un spirit mai jucăuș, așa, și deține cheia inimii voastre. Dragii mei raci, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna noiembrie 2021. Foarte, foarte interesant, chiar aștept comenturile voastre să vedem ce s-a întâmplat pe acolo. Dacă v-a plăcut, dacă a rezonat cu voi, dacă a ajuns acolo unde trebuia să ajungă, nu uitați butonul de like, share și subscribe și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Aștept comenturile voastre, ca de obicei, în secțiunea de comment și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!